Mitea, da, a fost un talent, cum era și Denis Șerban. Asta e marea mea pe CV acum, dacă m-aș duce, să zicem, să lucrez la RMC sau la BBC și m-ar pune aia să fac un CV, primul lucru asta l-a scris. Eu l-am împiedicat pe Denis Șerban să ajungă la OM. Da? Aceasta este prima mea calitate în viață. Am convins pe Roland Courbis, l-am convins pe Marcel Dib, l-am convins pe Jean-Michel Roussier. Apropo, directorul editorial de la Telefoot, era atunci președintele lui OM, Telefoot cu el, director editorial, și-a închis obloanele duminică seara. Am vorbit cu Jean-Michel Roussier atunci la stadionul Ghencea. În genunchi am rugat să nu cumva să-l cumpere pe Denis Șerban. Giovanni era acolo lângă mine, să tot băgă, trăși, dai, cu ce vrei, bă, tu? Noroc că nu înțelegea ce spuneam eu în franceză. Giovanni vorbea sigur un pic de franceză, dar nu înțelegea. Dacă ridicai un pic nivelul lingvistic, nu înțelegea nimic. Și, dar și-a dat seama că eu, cunoscând clubul ăla, fiind nebunit după el, nu puteam să permit așa ceva, o gloabă. Courbis îmi tot spunea că din punctul lui de vedere Denis Șerban are loc. Denis Șerban, vă reamintesc, era atunci, păstrând proporții, un fel de Ilie Dumitrescu al campionatului României. Adică, cum era Ilie la sfârșitul anilor 80 la Steaua, un mingicar, un dribler genial, absolut. E așa era Denis Șerban. Era Dumnezeu, bă, în România. Absolut Dumnezeu. Ții minte Prosportul, ce greu m-a trimis să vorbesc eu cu ei. Ei știau că eu nu sunt omul redacției. Știau că trebuie să trimită un lingău din ăsta care să dea numai de bine. M-am dus eu și l-am făcut muci pe ăla. În cauza mea a ajuns Denis Șerban la OM. Ăia vreau să-l ia, mă. Era ieftin, 2-3 milioane cât cerea Steaua atunci pentru el. Nu interesa pe Marseille bani. Era Robert lui Dreyfus, avea Gologan destui. Evident, evident că Denis Șerban n-ar fi făcut nimic la OM. Era un fel de Denis Mann la Parma. Ce să facem cu un asemenea om? Ce, crezi că dacă tu driblezi în campionatul României, driblezi pe cineva acolo, mă? Așa era și Benedetto în Argentina, era Dumnezeu. A venit în Franța, n-a driblat pe nimeni, bă.